Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit pe canalul meu! Ultima săptămână a fost una nebună și nu am reușit să mă ocup de curățenia săptămânală în timpul săptămânii, așa cum obișnuiesc să o fac, motiv pentru care mi-a rămas toată treaba pentru weekend. Nu-mi place deloc chestia asta, dar n-am ce face, așa că weekendul ăsta o să folosesc tot timpul și toată energia și toate resursele ca să reușesc să pun casa la punct. Motiv pentru care am în spatele meu, după cum bine vedeți, un morman uriaș de haine care așteaptă să fie împachetate și puse la loc. Pe lângă asta mai am o mașină gata uscată în uscător, trebuie să mă ocup și de alea și mai am un coș în dressing de vreo 2 zile care așteaptă deja de prea mult timp. Așadar o să mă ocup acum de hainele astea pentru că vreau să fac un pic de ordine și nu mă pot apuca de curățenie cu mormanul ăsta de haine lângă mine. Și voi știți și v-am mai spus treaba asta, că atunci când am de împachetat și de pus la loc haine, îmi place să mă uit la ceva, la televizor. Fie un documentar, un serial, un film, ce am eu chef la momentul respectiv. Și am descoperit un serial pe Netflix, de fapt am descoperit o carte pe care am citit-o, am respirat cartea asta în ultimele zile, am citit-o, nu mai știu câte zile mi-a luat, dar ultimele 300 de pagini le-am citit într-o seară. M-am pus acolo la mine în fotoliu și Andrei tot venea din oră în oră și mă întreba, puile, de-a mai vii în pat în seara asta? Și eram imediat, stai să-mi termin cartea, că mai am un pic. M-a prins foarte, foarte tare. Se numește Omul de Castane și este scrisă de Soren Sveistrup. Habar n-am cum se citește exact numele. Este un autor danez și toate numele din carte, numele personajelor din carte sunt tot așa destul de greu de citit și de reprodus. Dar mi s-a părut foarte interesant că cartea începe cu un personaj care se numește Marius și n-am mai auzit numele ăsta folosit în alte părți decât în România, deci eram, cine e Marius ăsta? Mă rog, aflați dacă aveți curiozitatea să citiți cartea sau poate dacă nu vă încântă 620 de pagini de lectură, puteți să vedeți serialul pe Netflix. Omul de Castane se numește și serialul, doar că este în daneză, lucru care e un pic dificil și e și în stilul ăla, adică cumva așa nordic. Nu pot să zic că sunt neapărat fan, dar mă rog, sunt deschisă ca de obicei la lucruri noi. Poate în cele din urmă o să descoper că îmi place. Am văzut doar primul episod, de fapt nici nu cred că l-am văzut până la final și mi se pare că respectă foarte, foarte bine povestea din carte. Așa că o să-mi pun serialul ăsta și mă apuc de treabă. Am terminat cu hainele astea, o să mă opresc, nu o să mă mai ocup de restul, rămân pe mai târziu sau pe mâine, pentru că urmează să vină fetele de la școală și zic fetele pentru că mai astăzi o să vină acasă împreună cu o colegă care are de făcut un proiect pentru Ziua Națională a României care urmează săptămâna viitoare și trebuie să gătească ceva specific moldovenesc, să facă un filmuleț pe care să-l prezinte săptămâna viitoare colegilor, așa că o să se întâmple asta astăzi și la mine în bucătărie e dezastru. Aseară n-am mai apucat să fac curățenie, am terminat cina târziu, am urtărit toată bucătăria, ca de obicei. Așa că o să mă duc să adun de prin bucătărie și să le pregătesc ingredientele, astfel încât în momentul în care vin acasă să le dau să mănânce de prânz și să se apuce de treabă cât mai repede. Stops when you move like that, and I wanna get in close to you. It's what I'm gonna do, 'cause right now I'm in it. I feel kinda dizzy when I'm staring at you, and I won't look back. Yeah, I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby. I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Oh, I, oh, I.
stops when you move like that, yeah. Everything stops when you move like that, and I wanna get in close to you. It's what I'm gonna do, cause right now I'm in it. Yeah, I'm in it. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Am terminat în sfârșit în bucătărie, fetele o să ajungă imediat. M-a sunat Andrei că e pe drum și voiam să vă arăt un truc pe care l-am învățat și eu acum. Și nu vine să cred că nu am știut treaba asta toată viața mea, sau cel puțin de când am mașina de spălat vase. Grătarele astea de la aragaz pot fi spălate în mașina de spălat vase. Eu habar n-aveam. Cumva, datorită faptului că sunt de fontă, mă gândeam că nu merg spălate. Și m-a văzut Ioana, vecina mea, într-o zi, chinuindu-mă cu ele în chiuvetă și zice, dar ce faci? Dacă ai mașină, de ce te chinui să le speli la mână? Și eram, nu, dar cum? Că nu se spală în mașina de spălat. Și eu zice, bă, da, și eu am exact la fel și le spăl de ani de zile la mașina de spălat și n-am nimic. Așa că de când am aflat chestia asta, nu le mai spăl la mână, nici măcar nu mâncap în chiuvetă și tot timpul era un mare chin să fac treaba asta. În cazul în care nu știați, poate asta vă salvează o muncă de câteva minute bune, pentru că de obicei se stropesc și se întărește grăsimea pe ele și e foarte dificil de dat jos. Bun, mă pun să, nu știu ce să mai fac, să mai aranjez una altă pe aici, aștept să ajungă fetele și ne auzim imediat. Ce-i Sky? Cine a venit? Doamne, cățel agitat ce ești. Hello! 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 Ciao! Ciao! Nu mușcă nimeni, familie. Hello! Hello! Ai adus scaunele? Da. Doamne ajută! Atât de tare mă bucur că am găsit două scaune din astea booster la o doamnă care le vindea pe marketplace. Hai să nu le stricăm înainte să le folosim. Și trebuia schimbat scaune, trebuia schimbate ambele scaune din am două mașini al lui Matei. Și am luat astea, dar vrei să ridici ăla. Așa că, dacă e cineva curios, avem două scaune de vânzare. Da, o să le donăm, dragă, că nu sunt cea mai bună condiție. Dar sunt foarte faine astea. Mă un pic, dragă. De la Graco și-am dat 100 de lei pe amândouă. Super, super bun preț. Ciao, Sofia. Ciao. Bine ai venit. Haide. Le-am pus pe fete să-și facă temele. Nu erau foarte încântate. Da, dar e mai bine așa, să aveți tot weekendul liber. Da, să nu facem nimic. Da, exact, să nu faceți nimic, să nu mai aveți teme de făcut. Să vă puteți bucura de weekend. Da. Hai, să aveți spor, vă chem la masă imediat, bine? Uh-huh. Hai, Sky, hai afară. Haide! Să calculăm astea și după le haide. Haide, haide, haide! Hai afară! Haide! Da. Mulțumesc! Acum o pun să le încălzesc fetelor niște supă cremă de dovleac cu cartofi dulce și cu portocală. Am făcut ieri, mamă, minunată este și foarte, foarte simplu de făcut. Mâncăm, după care ne apucăm de gătit. De fapt, ele se apucă, eu o să fiu cameraman de servicii. Făcut eu această dată, să ne luăm cu selfie. Voi ați făcut? Da, selfie l-am făcut eu. Eu am ajutat-o cu ăsta de jumătate de o oră, o încerca să fac ăla de zan, mă puteam eu. Cine, Maia? Am un nervi, dar și eu și așa am niște nervi la început, dar m-am ajutat pe mine. Vă pun eu sau vă puneți voi? Eu îmi pun ține. Și eu. Bun. Poftă mare să aveți. Nu am zis că ar să-mi pot frumă cu de aia. Nu ai invitat cum o să fie sare să pun. Da, nu ai zis gustă, nu, a? Dacă mai e nevoie. Nu stați, să nu o să aia prea tare. Că sărate și ale. Da, așa e. Da. Ați fost foarte cuminți? Da. Mă bucur să aud asta. Te-ai ars un pic? Da.
Maia nu era foarte entuziasmată de supa cremă. Sofie, în schimb, a zis că e preferata ei. Așa că mă bucur că te-am nimerit. Eu tot timpul am emoții când vin copii și trebuie să le servez masa, pentru că sunt foarte mulți copii care nu mănâncă anumite lucruri sau nu le place. Și astăzi chiar aveam asta făcută de ieri și aveam un pic emoții, da. Mă bucur că le place. Atâta timp cât au, cum se cheamă, crutoane. Da, sunt crutoane de-astea de la Lidl, le-am luat eu, sub formă de biluțe, foarte, foarte bune. Un succes pentru copiii care trebuie să mănânce mai multe legume. Supa cremă e... De fapt, Maia, tu n-ai o problemă neapărat, frate, tu mai degrabă. Matei trebuie convins. Eu ziceam când eram mai mic că dacă mănâncă roșiile se face Spider-Man. Da. Și te-a crezut? Mhm. Păi na. Până când și-o dat seama că nu e adevărat. Gata astăzi? Da. Făcea stemele de numai. Da. Ia să vă la mate. Ați terminat? Eu mai am puțin. Un pic. Și eu Sophie. Foarte puțin. Sophie mai are foarte puțin. Da, mai am un exercițiu. Hai să facem plăcinta aia, că după aia puteți să continuăm stemele cât stă ea la cuptor. Okay. Da, haide. Hai. Mai vrea să-și filmeze și să-și editeze singură video. Hai, uite, tu te ia-ți trepiedul ăla mic. Mai sus. Bun. Lasă. Ha? Nu e ușor să fii youtuber, a? Da. Păi trebuie să-ți pui cadru, mama. Uite, dacă te uiți acum cum arată filmarea, nu e cadru bun. Trebuie să pui cadru în funcție de ce vrei să... filmezi. Ok, în primul rând trebuie să dau așa. Cum se numește rețeta? Alivenci moldovenești. De ce? Nu, părul prins cângătiv. Da, regulă. Okay. Părul prins cângătiv. Eu ți-am spus asta prima. Bună, sunt Maia. Bună, sunt Sofia. Și astăzi vom face alivenci moldovenești. Da. Da. Să pregătim ingredientele. Exercițiu de matematică. Câte grame are un pachet de brânză? 275. Ok, și avem două pachete, deci 275 ori 2. 550. Foarte bine. Deci, asta înseamnă că trebuie să scoateți din pachet câte grame? 550. Nu. Te-ai prins. Înțeleg. Aveți nevoie de 500, dar voi aveți 550. Deci, câte grame trebuie să scoateți? 50. Perfect. Oameni. Nu așa, că așa o să-ți faci. Pune-l tot în bol, că te văd cum să faci. Și acum, pune alea la loc. Pune-l deoparte, așa. Și acum, bagă mâna și ia gălbenușul fără să-l spargi. Și pui în celălalt bol. Cum ai reușit? Păină, întotdeauna când o măsurăm, o măsurăm cernută. Pentru că altfel ea se compactează așa și nu îți dă măsurătoarea corectă. Deci punem bol, facem tara, turnăm făina și acum facem așa, până când ne trebuie cât? 50 de grame. Hai, cine vrea să... Eu! Tu. Fără să atingi bolul. S-a făcut mult. Nu vă îmbiați una pe alta, nu două să faceți. Hai!
Pentru acest preparat avem nevoie de 1 litru de lapte, 100 de grame de unt, zahăr vanilat, un praf de sare, 300 de grame de mălai, 500 de grame de brânză dulce, 300 de grame de smântână grasă, 5 găduși de ouă, 500 grame de făină, 200 grame de zahăr, coajă de portocală și de lămâie, și 5 albușuri. Uite că s-o încălză. Nu, chiar un pic mai mult. Un picuț. Să fii pune tu, dar eu și eu încep să mă găsesc. Încep pun. Pune-le, da. În ploaie. Ce? În ploaie. Așa se zice. Adică ca și când plouă cu mălai. Nu pot să fac așa ceva. Pentru că știu că o să... Amestec eu și tu pe mălai. Te rog, e foarte mare grijă. Așa, amestecă. Bun. Muncă în echipă. Deci arată foarte fain. Miroase foarte bine. Da, deja. Arată ca grișul. Da. Acum trebuie să lăsăm compoziția la răcit. E bine. Batem albușurile în scumă și vom folosi acest robot de spate. Și ultimul ingredient, lămâia și portocala roșie. Și acum va trebui să amestecăm. Ah, punem mămăligă aici. De coadă, de coadă. Ok, tu ții de coadă. Și eu cumva... Dacă era după noi, nu era după un pozit. Acum puneți albușurile. Puneți albușurile. Ce? Bun, hai că v-am făcut eu munca grea. Că n-aveți mușchi. N-am mușchi de mamă. Mușchi de mamă. Sigur că poți să îndepune această mușchi. Mai am mi-e frică. Ține tu că e prea mică. E bun. Hai. E bun. Hai. Hai, Sofia. Hai, dacă poți, hai, Sofia, că poți. Acum vom pune această compoziție la cuptor timp de 45-50 de minute. La 170 de grade. Deci nu filmez acum. Bun. Ai grijă că e încins cuptorul, Sofie, să-mi te ardă. Sofie, să ai grijă. Nu pot. Ce? Nu pot, mi-e frică. Vă ajut eu? Da. Sofia, la prima încercare n-a putut, așa că o să pună mama la cuptor. Da, ca să ne vadeți voi. Da, pe copila. Așa, și acum trebuie să așteptăm, Sofie, 45 de minute. Acum că am băgat alivencile la cuptor, pe mine mă așteaptă o bucătărie de curățat. Din nou, și fetele s-au dus la teme, pentru că n-au reușit încă să le termine. Abia aștept să mănânc, miroase extraordinar, cum s-a încălzit la cuptor, deja se simte miros în toată bucătăria și eu n-am mâncat niciodată alivenci moldovenești și mai surprinzător a fost pentru mine faptul că Andrei, deși este moldovean, nici măcar nu știa ce sunt, adică eu măcar auzisem de ele și așa mi-a venit ideea
Și în felul ăsta le-am sugerat fetelor să facă rețeta asta. Dar el, moldovean, jet be jet, habar n-avea de ele. Alipencile sunt gata. O să le scot eu de la cuptor ca să nu se ardă fetele. Și abia aștept să gust. Miroase atât, atât de bine. Așa arată alipencile poftă mare. Da, vă pun așa să gustați, bine, numai că e cam caldă, dar măcar să vedeți ce-o ieși din mâinile voastre și Sofie, ție spun la pachet, bine? Da. Că trebuie să răcească. Nu arată fix ca acolo. Nu arată? Nu arată fix ca acolo. Acum, cum arată, arată. De care se miroase? Demențial. E bun. Îmi place că se simte lămâia. Nu, nu ești deloc rău. Chiar foarte, foarte bun. Uh-huh. Hai să gust și tu, tata. Bă, miroase foarte frumos. Da. Să știți. Îți curios dacă e și bun. Bun. E bun? Da. Ia. Și gustă, că mai vreau și una. Plăcintă cu brânză, mă gândesc că e mămăligă. Da. Dar e foarte bună. Foarte bună. Felicitări, fetelor. Mai faceți din asta? Foarte bune alivencile, felicitări fetelor, minunate. Noi o să închidem vlogul ăsta aici, pentru că suntem contra timp, trebuie să o ducem pe Sofia acasă, ea are antrenament la palet. Sau... că mâine are concurs. Așa. Trebuie să luăm pe Matei de la grădiniță și deja aproape am întârziat, așa că noi ne revedem în următorul. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, abonați-vă la canal în cazul în care n-ați făcut-o încă și până data viitoare aveți mare grijă de voi. V-am pupat, pa, pa!